Alina, noi îți mulțumim că ești alături de noi. Ca de obicei, îți înmânăm un certificat. Anul acesta se numește altfel. Este un certificat de bun cetățean. Ești unul din cei 100 de îngeri ai Crăciunului 2022. Ai salvat Crăciunul 2022 alături de alți 99 de oameni pe care o să descoperim astăzi. Mulțumesc frumos! Și ai și niște cadouri aici, din partea noastră și din partea doamnei Creiuț Adriana. O să vină doamna Creiuț lângă mine să facem o fotografie cu Moș Crăciun. Doamna Creiuț Adriana este reprezentantă și președinta Asociației Donează Gura Humorului, alături de noi de ceva timp, cred că sunt aproape 2 ani de când suntem împreună în campanii. Îi mulțumesc că s-a alăturat copiilor cu dizabilități, având în vedere că și noi ne-am alăturat din Gura Humorului, fiindcă avem și copii pe care îi recuperăm de acolo, așadar facem o treabă frumoasă împreună. Și ea a pregătit un dar pentru Alina. Mulțumesc! Vă rog cu mama să ne ajute vizual. Urmează vreo 3 săptămâni. Dar ziua noastră poate fi în fiecare zi. Așa este, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și eu, Doamne, Anca Crăciun. Doamne, ajută, Crăciun fericit pentru toată lumea. Ne oferă această posibilitate să fim alături de copiii Asociației Teamă de Speranță. Așa este. Și să aducem și noi un strop de bucurie. Un preamăr de speranță. Sau să îndeplinim măcar o parte din speranță. Să nu mai fie doar un preamăr, să fie o speranță adevărată. Doamna Adriana Crăiuț, dar ce-i cu voce de extraterestre? Mulțumesc încă o dată și... Vă mulțumim. Mamă, la control, vă rog. 2-2-10, și că zice să fie ca voce de extraterestru. Ce fain! Moșul am aterizat lângă tine din cosmos, așa zice Sebi. Până să pregătesc colindătorii noștri, eu zic să începem să dăm niște cadouri. Vrei tu, moșule? Eu le iau pe rând. Să nu plecați. Copiii care primesc un cadou trebuie să rămână până la sfârșit, pentru că voi lua cadourile pe rând și le voi dărui. E posibil ca un copil să aibă 2, 3, 5, nu știu câte cadouri. Dar dacă le dau deodată, pățesc ce am pățit și la alte evenimente. Și-au umplut mașina de cadouri, au plecat acasă fericit și au rămas singur la sfârșit, când la moța în cui. Da, moșul vine cu moța. Așa. Așadar, dacă vrei și drumul la microfon. Da, moșule, s-a scumpit curentul. Știi cât a venit factura la Asociația Creamă de Speranță luna asta? Nu mă interesează, pentru că eu... Că nu plătești tu, da. Fă-te pusnică să-ți vezi să nu-ți plătești. Da, dar copiii au nevoie de terapie și terapia se face pe aparate și aparatele merg pe curent electric și factura a venit 3700 de lei, moșule. Și vreau să vă spun că... Dumnezeu să plătești. Da, să știi că așa e. Bunul Dumnezeu a trimis un înger care anul acesta a ales să-mi plătească factura la EON, ghetele ortopedice a 5-6 copii din 2023, următoarele care vor veni, și ne trimite și vitamine. Îți dai seama, Moș Crăciun, ce miracol? Moșul există peste tot. Există și la mine chiar bine. Da. Până una alta, vreau să o invit alături de mine pe gemănare Lena, care primește un cadou de la doamna Titiliuc Angela. Nu știu cine este reprezentant. A, doamna Angelica, din Suceava. Elena, uite că ai primit un cadou de la moșu. Ia stai aici lângă moșu. Te pui moșu. Ai bătat poezie? Care zice poezia? Tu sau mama? Hai din umor. Eu cred că mama nu a fost cu minte din o sau de microfon. Eu zic să nu stresăm copiii azi cu poezii. Moșule,
Atâtea poezii mai vrei. Ți-o scris, Sebi, 6 cărți de poezie și nu le citește nimeni. Nici măcar nu s-au vândut, mai avem o grămadă. Dacă n-aveți cărțile lui, vi le vând eu la suprapreț, las 50 lei bucata. Vedeți, ultimii mi-au sărit și lentilii la moșu. Eu cred că mama nu a fost cu minte din nou să aude microfon. Da. Sigur, mama nu a fost cu minte. Așadar, nu stresemați copiii cu poezii. Vă trebuie poezii, vă vând o carte scrisă de Sebastian Crăciun, 50 lei astăzi, la preț redus. Bonus, un autograf de la mine. Da, sper că am făcut primele fotografii. Mergem mai departe, doamna Titiliuc, vă înmânesc și diploma de... Nu te pupi moșul, fata. Nu vreau. Mulțumesc și eu, să ne mai vedem astăzi cu siguranță. Vreau să-l invit alături de noi pe Luca Buga. Nu este? Aoleu! Vreau să vă spun că nu mă așteptam să nu fie, pentru că Luca ar fi cântat alături de grupul cu care a venit doamna Costachescu. Cred că este bolnăvios. O problemă de sănătate ține departe de noi, pentru că vreau să vă spun că Luca chiar nu a lipsit la niciun eveniment al asociației. Și o să îi dăm darul de la doamna Angelica Pânzaru, doamne Costachescu, să-l ducă pentru Luca când pleacă acasă, da? Mulțumim! Bine! Și că, fiindcă nu aș vrea să mai o lungim, până mai pregătesc alte cadouri, vreau să ascult un colind deosebit al unui grup de copilași veniți din Vama. Grupul se numește Clopoțelul. Clopoței. Clopoței. Ah, da, sunt mulți. Deci chiar sunt mulți, doamne, și mi-a fost de cază Clopoțelul. Ei sunt veniți cu tot cu părinți. Părinții deja au devenit admiratorii copiilor din Asociația Freamă de Speranță și sunt sigur că vor mai fi alături de noi și la alte evenimente. Și doamna Costachescu este deja voluntar al Asociației Freamă de Speranță de câțiva ani și membru de onoare. Vă rog să începeți colindul. Cred că se rezolvă, ar fi ok să mai continui, să mai dau un cadou două până rezolvați problema, nu-i așa? Da. Bun. Doamna Oblezniuc Elena a venit cu două fete minunate și frumoase astăzi aici, le invit în față, pentru că au un cadou pentru micuța Armina. Armina nu este, pentru că este bolnăvioară, dar este mămica ei, care o să-i dați cadou și cu siguranță, fiind din Câmpul Lung, o să o cunoașteți și pe Armina, da, zilele următoare? Asta este cadou, diplomă pentru doamna Oblezniuc. Trebuie scrisă. Oblezniuc Elena? Da, trebuie scrisă. Hai să facem o fotografie lângă Moș Crăciun, vă rog. Mergeți acolo lângă Moș Crăciun. Hai, brăză. Hai să punem din ăsta aici.
Da. Bravo. Și fiindcă Moș Crăciun este darnic și pentru voi avem cadouri. Ia uitați-vă un pic la mine, a venit moșul și pentru voi? Asta. Și asta. Înseamnă că ați fost cu nici? Îți facem o poză cu moșul și cu Crăciunița lui. Ați fost cu mința anul ăsta? Da. Sigur? Și nu mai cu mință. El știu și un părinte. Spune că nu merge negativ, că nu plătiți curie. Nu vor să ne colinde. Hai cu zis la mamă. Doamna Oblezniuc, diploma dumneavoastră, în aplauzele noastre. Una din... Mulțumesc. Eu ținut să vă mulțumesc. Sunteți puțin cei care sunteți alături, de aceea aveți toată aprecierea mea și respectul meu, pentru că în general îmi sunt alături oameni din alte localități. Și sunt așa de mândră că un câmpulungean vine alături de mine, încât nu știu cum să vă zic. Mulțumesc mult. Mulțumesc și eu. Facem pala? Da. Negativ. Hai. Bună seara dumneavoastră, bună seara dumneavoastră, ascultați colinda noastră, Floridita zintită. Bucuroși noi am venit, bucuroși noi am venit. Hai ca sânță ne-o trezit, Florilita zi-mi măr. Ne-am pornit prin lună plină, ne-am pornit prin lună plină, din frumoasa Bucovină, Florilita zi-mi măr. Am ajuns la dumneavoastră și-am ajuns la dumneavoastră. Să aducem colinda noastră, colinda zi-mi mă. Drumul-i greu și-am obosit, drumul-i greu și-am obosit. Inipatia venit, Florilita zi-mi-mă. Frunzășor din Magheran, frunzășor din Magheran, la nuși la mulți ani, Florilita zi-mi-mă. Să-ți amărim în seara din Crăciun.
trebuie cu sericință stare adică tu. Și Hristos îți amărim în seara de Crăciun. Sunt prea bunul Dumnezeu, l-a trimis pe Fiul Său. L-a coborât prin noi, să fiți Leluie, cu fericim, sunt seara de Crăciun. Fi Hristos, îți amărim, seara de Crăciun. Leluie, cu fericim, sunt seara de Crăciun. Fi Hristos, îți amărim, seara de Crăciun. Din colindător, înainte, Deci, Moș Crăciun, așa cum vedeți, este foarte darnic. Se vede clar că i-a mers bine anul acesta. Din partea firmei Alba Lac, sponsor principal, avem cadouri pentru toți copilașii. Sunt cadouri sănătoase și asta apreciez, faptul că atrag alături de mine oameni care simt nevoia de a dărui sănătos. De asta toată lumea. Doamna Costachescu Tudoriță, vă invit alături de mine. Ca de obicei, din partea Asociației Preamă de Speranță, vă dorim acest certificat de bun cetățean. Sunteți unul din cei 100 de îngeri ai Crăciunului. Oh my God! Mulțumim mult! Mulțumesc de suflet și eu! Vă mulțumesc că ați venit alături de noi cu acești copilași minunați. Sunteți cu desăvârșire o echipă de care am nevoie pe viitor. Aici și vă mulțumesc! Întotdeauna. Aici suntem întotdeauna! Doamne ajută-vă! Rog în spirituș să-i ducă doamna Costachescu pentru Luca încă un cadou. Avea doi sponsori, am mai găsit un cadou pentru el și aș vrea să-l rămân aici. Este de la Ana Maria. Ana Maria, hai la mine! Hai! Hai la mine lângă moșul. Tu, ia stai aici. Tu ai pregătit un cadou lui Luca, da? Da. Și Luca n-a putut veni că este bolnav, da? Dar tu înțelegi asta, nu? Da. Ai fost și tu bolnavioară cândva? Da.
Și acum ești bine? Da. Îți amintești când Anca te chinuia la kinetoterapie ca să te înveți să mergi în picioare? Da. Nu, nu, asta nu ți-amintești. Ana Maria este una din fericirile mele, este una din copiii, este unul din copiii care m-a făcut fericită acum 3 ani, cred că în urmă. Cred că da. Sunt 3 ani de când Ana Maria a făcut primii ei pași chiar de Crăciun. Ne despărțisem înainte de sărbători și am spus mamei sale, dacă Ana pornește în picioare, poate nu veniți cu Colinda. Și m-am trezit pe 25 decembrie cu ei, la mine acasă, cu Colinda, cu Ana de mânuță. Deci Ana este unul din miracolele de Crăciun pe care Dumnezeu le face în Asociația Freamă de Speranțe. Ana, moșul a fost bun cu tine și s-a pregătit un dar. Stai aici ca să-l găsesc. Până găsesc eu darul, nu vrei tu să-i spui niște cuvinte sau o poezie lui moșu? Da. Bine, hai că-ți dau microfon. Nu în brațe la moșu, după ce mi-e microfonie. Ce? Tata se va amânca de noapte mine. Sunt o mântă că țină casa toți mântec, masa e mântec, va cu cinte până să se apă plintători. Bravo! O invit și pe mama alături ca să ia mama diploma. Și tu vei lua cadourile de la moșu. Moșule, ți-a plăcut Ana Maria? Ana Maria, aici ai cadouri și acolo este pentru fratele tău. Ai un frățior? Este aici? Doarme! Îi dăm cadou, da? Bine, Ana, îl duci tu. Mulțumim, Moș Crăciun. Moșul este foarte căutat, este foarte sunat, dar astăzi este sechestrat. Astăzi nu mai pleacă de aici, clar, am spus. Adriana Coruț este asemeni, mămica unui copil care a fost beneficiar al Asociației Freamă de Speranță și nu mai este deoarece acum copilul este bine. Dar este alături de noi și o invit în scenă pe Adriana Coruț și pe Darius. Darius, vine Moș Crăciun și la tine. Unde-i Darius? Da. Erau până să pierde. Dariu! Hai că vine, da. Noi? Mergem mai departe. Probabil că ieși în afară, că e un copil destul de neastâmpărat. Ana Maria Spătaru. Este Ana Maria? Hai, Ana Maria, la moș, până îl găsim pe Darius. Ana Maria Spătaru este fetița minunată care primește, vorbesc sau fac, primește astăzi cadouri de la voluntara noastră, Alexa Maelea, și îi dau cuvântul puțin mamei, că Ana Maria încă nu ne vorbește. Bună ziua, vă mulțumesc frumos din suflet. Foarte mult pentru darul pe care l-ați pregătit Ana Maria. Mai mult de atât, ați vă doresc și o sărbătoare pe binecuvântată și cu sănătate mult. Mulțumesc din suflet. Până vom parcurge la următorul moment artistic, vreau să-l invit alături de noi pe Aluca și Alexandru. Un copil deosebit, foarte cuminte de altfel, care are de primit cadouri de la doamna Manole Violeta, cred că este tot reprezentată de doamna Angelica Pânzaru, și de la Mariana Bajuriană. Haideți, doamna Mariana! Bună ziua!
nervoși. Stați puțin că mai avem unul ăsta. Și mai este unul. Erau două aici. Mai e. La dumneavoastră care le recunoașteți? Erau două. Ăla și cum? Ăla. Haideți. Alex se vede că a fost foarte, foarte cu minte. Sunt foarte multe cadouri pentru Alex. Alex este unul din copiii din Asociația Freama de Speranță, veterani, aș putea spune, l-avem în asociație de vreo 6 ani. De 6 ani, Alex a fost până acum operat la Chișinău de 3 ori. Momentan, pentru dânsul, recuperarea este singura soluție. Încercăm să facem față provocării. Nu este un caz tocmai ușor, dar cu bunul Dumnezeu înainte și cu o mamă ca mamica lui Alex vom reuși. La anul vine moșul iară. Și la anul vine moșul iară. Sper că ați făcut fotografii, da, voluntarii? Vă mulțumesc. Doamna Manole Violeta, da? Mi-aș dori foarte mult să-i prezint atât lui Moș Crăciun cât și dumneavoastră un invitat special. Este un invitat care, asemenea celorlalți, nu a fost invitat. Știți de ce? V-am spus. Anul ăsta fără invitații. Și așa va fi de acum întotdeauna. Vreau să știți că promit în fața voastră că eu evenimente cu invitație pe hârtie nu voi mai face niciodată. Este o risipă din punctul meu de vedere și văd sala asta frumoasă, oameni care sunteți aici, că vreți să fiți aici, încât nici nu am nevoie de altceva, am o plinătate în suflet extraordinară. Deci când veți dori să ajungeți la un eveniment al asociației, veniți! Unde, indiferent de spațiul pe care o să-l avem, o să încăpem cu toții. Deci, alături de noi, în aplauzele dumneavoastră, domnul Sorin Ursan de la Click, tenorul și artistul, pictorul, creatorul desăvârșit pe care îl știm cu toții din alte evenimente. Haideți alături de noi și încântați-ne! Bună seara, bună ziua, bună seara, bine m-am găsit. Am să vă încânt cu câteva colinde. Dragi mie și sufletului meu și sper că și dumneavoastră. Prinsul colindula. O ce este minunată în Betleia mi s-a Gracias.
Dar nu a fost un motiv să nu vin aici. Asta cred că e cel mai important. Cum o să vă colindu colim din satul, o să vă cântu colim din satul Jocandal, un colim vechi care strămoșii îl cântau în germană. A fost tradus și scântă din colim de sericesc. Veniți prunci cu toții, veniți alergați, în noaptea asta sfântă, în grajba adunați. Vedeți bucuria ce Tatăl de sus, în noaptea asta sfântă, la tot ne-a dus. Vedeți bucuria ce Tatăl de sus, în noaptea asta sfântă, la tot ne-a dus. Priviți coloniasle de paie ascuns, la stelei lumină ce graj a pătruns. Nu stă strâns în fașe copilul cel sfânt, mai blând, mai frumos decât îngerii sunt. Nu stă strâns în fașe copilul cel sfânt, mai blând, mai frumos decât îngerii sunt. Dar iată pe paie copilul cerăț, Iosif și Maria cu drag îl privăț. Păstori înainte-i dau în genunchiați, deasupra lor îngerii zbor în aricoți. Păstori înainte-i stau în genunchiați, păstori deasupra îngerii în aricoți. Priviți partea asociației să puneți pe masă la Crăciun și respectul nostru că ați venit, deși sunteți atât de răcit. Vă mulțumim! Mulțumim mult! Am primit niște scrisori, moșule. Vrei să le citim? Dacă se poate să faci tu asta și eu să ascult, da! Moșule, vrei să mâncăm? Dacă gătești tu, da! Moșule! Da, sigur că da, da? Dar oare de ce Moș Crăciun are dreptul să spună că e bătrân și Crăciunița n-are dreptul să spui că e bătrân? Chici! O doamnă are cât ani vrea ea să aibă. De la grădinița CPP Căsuța Piticilor din Câmpul Lung Moldovenesc avem un mesaj de la grupa mare a bubuzelor cu educatoare Bradu Iulieta
și profesor Gironea Cătălina. Din partea copiilor și părinților de la această grupă, suntem cu gândul, sufletul și toată afecțiunea alături de dumneavoastră și de prietenii noștri care au nevoie de o îmbrățișare, o alinare și de cele mai multe ori nu mai se simtă că noi știm că ei există și au nevoie ca oricare dintre noi ceilalți. Un mic ajutor cu toate gândurile bune și din toată inima pentru voi. Suma de 250 de lei. Să-i folosiți cum credeți mai bine. Sărbători fericite și un an nou cu speranțe de mai bine. Mulțumim! Aceeași grădiniță, grupa mică, albinuțele vesele, se semnează educatoarea Nisioi Cristina Alexandrina și profesor Velei Liliana. Din partea copiilor și părinților de la această grupă. Noi suntem cele mai mici albinuțe, dar acest lucru nu ne împiedică să fim alături de dumneavoastră și să ajutăm alți copii care au mai multe nevoi decât noi. Părinții noștri și doamnele educatoare ne-au povestit cum sunt copii în lume care nu pot să se bucure mereu, să se joace, să facă năzbâtii așa cum facem noi și mai ales să facă mofturele fără un motiv anume. În prag de sărbătoare, sufletelul nostru mic empatizează cu voi și l-am rugat pe Moș Crăciun să ducă ajutorul nostru unde știe el mai bine, să-i folosiți cu toată dragostea noastră și să fie de folos suma de 600 de lei. Sărbători fericite și un an nou cu speranțe de mai bine. Și cea de-a treia scrisoare sună așa. Dragii noștri prieteni, în prag de sărbători suntem alături de dumneavoastră cu toată dragostea și din puținul nostru aducem și noi o rază de bucurie și speranță celor care au mai multe griji și nevoie decât noi. Educatoarele de la GPP Căsuța Piticilor Câmpului Moldovenesc. Profesor Nisioi Cristina Alexandrina, vă rugăm să veniți alături de noi, doamna Nisioi. Profesor director adjunct Sutul Florica, profesor Bradu Iulieta, profesor Răescu Milica. Să-i folosiți cu toată dragostea noastră și să fie de folos. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Vreau să menționez că mi-aș dori ca acesta să fie un precedent și ca instituțiile să înțeleagă că a venit într-o anumită zi, înainte de sărbători, în asociație cu un colind, este periculos atât pentru copilașii mici care vin în sprijinul nostru și poate că este nepotrivit acel mediu în care noi facem terapie, cât și pentru copiii noștri cu nevoi speciale care în ziua respectivă, cuprinși de emoție, de cele mai multe ori nu mai pot face terapie. Acea zi este compromisă. Așadar, Paști și Crăciun, Asociația Freamă de Speranță, după 10 ani s-a deșteptat. Colindătorii toți ne vor colinda într-un astfel de cadru, dacă vor dori să fie alături de noi. De Paști vom primi cadouri cu drag, la fel, în astfel de situații. Pentru că, așa cum am spus săptămâna trecută, cu bucurie eu am primit colindătorii la asociație, dar a fost o săptămână compromisă, terapiile nu s-au mai putut ține. Și mai mult de atât, să știți că mie mi-este foarte greu după ce lasă copilașii de la școli cadourile sub bradul de Crăciun, că nu toți copiii sunt în acel moment la terapie, sunt de personal, să răspund fiecărui mesaj al acelui prunc, al acelui copil care vrea, doamna, vreau și eu o poză cu copilul care a primit cadoul meu. Sunt una și chiar n-am mai făcut față. Așadar, acesta este un exemplu și vă mulțumesc că mi-ați dat mai mult sau mai puțin această idee, ca de acum, colindătorii, că vin sau nu cu un plic cu bani pentru terapii sau cu un dulce la copii, să vină să-l dea personal la drept. Pentru că nu i-am mai colaborat în trecut. Anul acesta, cu ocazia proiectului pe care l-am inițiat în mai multe școli, gândul meu a fost și la dumneavoastră, copiii de... Eu nu vreau să le spun de dizabilități, prietenii noștri care au nevoie. Și când m-am gândit la acel proiect, nu știu ce titlu mi-a venit în minte. Eu, tu, noi, în aceeași lume. De aceea este o mare plăcere, o mare o bucurie să reluăm activitatea și să fim alături de voi, prietenii noștri. Pentru că de multe ori, poate lumea voastră este mult mai frumoasă decât a noastră, noi începem să ne îndepărtăm și să uităm de valorile morale care erau odată. Vă urez sărbători cu bine și din partea
grădiniței din partea doamnei director adjunct, doamnei director de liceul Beac Angela și sper să ne întâlnim sănătoși și fericiți la anul. Să vă ajute Dumnezeu și să vă face tot, tot mai bine. Ce-am aici, moșule? Am bani și să-i mei? Las, mai am și ceva. Tu ai de toate. Așa te lauzi. Moș Crăciun are de toate. Dragilor, grupul care ne-a colindat de la Vama a venit și cu o donație de 200 de lei. Punem aici la cutia Milei. Și de la domnul Sorin Ursan de la Clit vine 1000 de lei. 1000 de lei, am zis 200 de lei. Încă 100 de lei. Și avem 300 de lei aici pentru terapiile copiilor din anul 2023. Urna rămâne deschisă. Știu. Vreți să vedeți ce copii cu minți mai așteaptă pe mor? Avem un băiețel, un băiat mare acum, era băiețel când m-a cunoscut, acum 7-8 ani în urmă, nu, chiar 10. Acum 10 ani, Rusu Dumitru se afla într-o sală asemănătoare primind cadouri de la Moș Crăciun. Mitică, hai alături de noi, au trecut 10 ani, Mitică lucrează, Mitică nu uită niciodată de ziua mea de naștere, Mitică este copilul asociației, îmi este foarte drag moșule, ia loc lângă Moș Crăciun. Mitica este un băiat excepțional care și-a înfrânt dizabilitatea și boala, muncește și face eforturi de a... ce spiritul drăguț! Face eforturi de a ne fi alături, pentru că astăzi el mi-a spus: doamna Anca, eu vin la eveniment, dar nu vreau cadou, eu vreau să dau eu un cadou la un copil. Și atât am meditat ca să-i dau un copil, ca să-i facă un cadou, pentru că știa că Mitică face cu foarte mare greutate la pădure sau lângă aterbanii ăia. Mitică, ești aici pentru că avem un cadou de la Moș Crăciun și doamna Alexandra Rusu este aici ca să ți-l dea. Vă mulțumim pentru darurile aduse copiilor în urma asociației. Așa cum știți, ei ne ajută foarte mult să continuăm ceea ce am început, să oferim terapie celor peste 100 de copii de care ne îngrijim. Îi mulțumesc lui Mitică că mi-a adus flori. Vreau să vă spun că mi-e atât de drag când cei care s-au recuperat nu au uitat pe unde au trecut și ce i-a ajutat ca acum să fie oameni. Dumnezeu să ne ajute ca poate peste 10-20 de ani să fim aici și să ne întâlnim cu ăștia mici care îi avem acum la mese și să-i vedem că vin cu flori. Vă mulțumesc! Darius, unde este Adriana cu Darius? Hai, Darius, cât am mai strigat odată. Darius este băiețelul de care vă vorbeam, care s-a recuperat. La fel, nu putea merge, dar într-un final, Darius acum merge, aleargă, a fost cu noi la evenimentul de Crăciun de la Suceava, care o mamă implicată. Și-ți mulțumesc, Adriana. Doamna Adriana Crăiuț, dacă mai este, vă o invit alături de noi ca să fac o fotografie, că avem un cadou pentru la doamna Andreea Curelaru. Mai
Aici, am înțeles. Doamna Andreea, doamna Andreea Sulelaru este pentru primul an alături de noi și de moșterul. Puteți veni, vă rog, lângă mine, că nu pot cumva microfonul. L-au legat ca să nu mai fac microfonie. Invitată? Nu. Deci mi se confirmă, da? Mulțumesc că ați venit alături de noi. De unde veniți? De la Baia, Fălticeni, Suceava. Baia, Fălticeni, Suceava, da? Aplauze! Da, aceștia sunt oamenii care îmi sunt tare dragi. Oameni care nu așteaptă un motiv anume să dăruiască, oameni care nu așteaptă zi anume. Oameni care, într-adevăr, dăruiesc din tot dragul lor și din tot sufletul, fără motivație. Moșule, ție ți-s dragi toți acești oameni? Oh, oh, oh. Hai să continuăm, că copilașii noștri sunt foarte nerăbdători. Antonia! 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 Antonia este minunea anului 2022, singurul copil care mi-a plecat în picioare anul acesta. Noi, în asociație, dăruim câte o cupă copiilor care pleacă în picioare. Se numește Cupa Speranței. Anul trecut am dăruit 7 cupe. Anul acesta doar una. Dar a fost un an greu. Moșule! Am luat-o în brațe, deși vă rog să mă credeți, plângea mai tare la mine ca la Moș Crăciun. Majoritatea copilașilor plâng la terapie, trebuie să recunoaștem că nu e prea plăcut ceea ce le fac eu, dar e venit. Rog spiritușii să mai îmi dea un cadou, să mai chemăm pe cineva lângă Moș Crăciun. Toată lumea va pleca cu cadou, da? Nimeni nu va rămâne. Veneți cu Dumitrel, a venit? Dumitrel? A venit Dumitrel? Este Dumitrel, este, da? Convins să vină la moșul. Mami, dacă nu vrea, lăsați-l. Venim noi la... Dumitrei. Hai la moșul. Thank you.
Da, este de apreciat atunci când un părinte face efortul de a fi această zi alături de noi, din respect pentru sponsorii care ni s-au alăturat. Nu este ușor pentru niciun copil cu nevoi speciale să fie astăzi, poate aici. Doar pentru cei care, așa cum v-am enumerat până acum, sunt recuperați. Parțial, pentru că total recuperarea în paralizie cerebrală și în bolile de care mă ocup nu există. Nu s-a inventat. Poate faci tu, moșule, cumva să inventezi un leac pentru boala asta cumplită și să-i vedem vindecați pe toți copiii. Luiza este una din beneficiarii Asociației Preamă de Speranță, toți, de 10 ani de când face activitatea. O invit pe Luiza alături de Moș Crăciun. Ea are foarte multe cadouri de primit, sper să nu greșesc. Doamna Filip, Cătălina, doamna Costăchescu, Dorița, haideți alături de mine. Doamna Rusu Alexandra. Doamna Crăiuță Adriana. Știți care este impactul de ce Luiza primește atâtea cadouri? Vă zic eu. Stă mult pe Facebook. Sunt și cadourile primite la asociație pe care Luiza nu a putut să le ridice. De asta are mai multe. Ceilalți copii care au fost activi și au venit la terapie au primit mai puține daruri pentru că restul le-a primit acolo. Și Alina Săvoaie are un cadou pentru tine. Haideți cumva să facem fotografia cu moșul toți, da? Haideți. Luiza face mai puțină recuperare decât înainte, acum. Asta este situația, la un moment dat nu mai putem ține pasul cu recuperările. Dar îmi doresc pentru ea ceea ce doresc pentru toți copiii din asociație. Să descopere minunea pe care o așteptăm cu toții și să o văd într-o zi mergând fără mama. Doresc foarte mult să zic și eu câteva cuvinte, mă scuzați să mulțumim, Luiza! Da, despre asta este vorba. Despre emoții, despre dăruire, despre Moș Crăciun. Despre bucuria sărbătorii și a nașterii Mântuitorului, pe care cum puteam să sărbătorim altfel decât cu astfel de emoții? Cred că Dumnezeu a lăsat pe pământ oameni ca voi pentru ca acești copii să poată să-și facă menirea de înger. Prin ei ne putem mântui. Prin ei vom putea ajunge cât mai aproape de Dumnezeu. Și în fiecare seară, când puneți capul pe pernă, mulțumiți lui Dumnezeu că aveți un copil sănătos. Pentru că eu, până l-avea pe Sebi, al doilea copil, care știți că este cu probleme, nu am știut să fac acest lucru. Am crezut că mi se cuvine. Mă gândeam, de ce aș fi eu altfel decât toți ceilalți care au copii sănătoși, în definitiv? Dar după ce Dumnezeu mi-a dat acest copil, am constatat că fusese mult prea binecuvântată atunci când Dumnezeu mă înzestrase cu primul meu fiu care este sănătos. Cu atât mai mult, cu cât trec prin această poveste, apreciez și mai mult pe cei care vin conștienți alături de mine, fără a purta povara bolii. Pe cei care nu au un copil cu probleme, dar mi se alătură și spune: vreau, în semn de mulțumire, să dăruiesc luna aceasta o ședință de terapie. Cred că nici n-am mai dat diplomele, nici nu știu cine mai are nevoie de diplome.
Suntem aici pentru că iubim. Următorul copil este Ioana Buburuzan. Ioana este o fetiță minunată cu tetrapareză spastică. Unde este Ioana? Uite pe Ioana! Ioana a fost operată anul acesta. Ioana o să ne și zică câteva cuvinte, că ai eu să vin cu minte și disteață. Ioana, vrei să-i spui câteva cuvinte lui moșu? Bună ziua! Ai pregătit o poezie pentru moșu? Am pregătit. Eu un Crăciun cu plete, dar a sosit de plin. Și atunci darul la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Bravo, Ioana, ești minunată! Vreau să vă spun că Ioana își dorește foarte mult ceea ce ne dorim cu toți. Să meargă în picioare. Numai că pașii unui copil costă foarte mult în România. Da? Fac ceva la asta. Am ajuns să constat că zilele trecute găsisem pe Facebook o postare despre fetița părintelui, nici nu mai știu nume, nici nu mai contează, care a plecat în străinătate la recuperare și are nevoie de 200.000 de euro. Cu 200.000 de euro aș face un centru de recuperare ca să recupereze copiii României, nu-i aș căra în străinătate. De ce ar fi mai important pașii acelei copile decât pașii acestei copile? Cu toții avem nevoie de recuperare, dar investim în țări străine și cărăm banii noștri a românilor dincolo, în loc să ne canalizăm eforturile și să facem în România ceea ce are nevoie România. Centre de recuperare aici, acasă la noi. Da, pașii unui copil costă, vă spun eu. Pe mine au costat 19 ani din viață. Nu mai zic financiar. Dar faptul că acum Sebi merge și se descurcă, șterge toate sacrificiile. Mulțumim, Ioana, aici ai cadouri de la mai mulți sponsori. Doamna Petenghe Maria, Petenghe Mariana. Stați. Doamna Crăiuță Adriana, din nou. Și de la prietena mea, Ana Maria, care nu este, dar are încredere în mine că ajunge cadoul. Ioana. Mulțumim. Faceți un pic lângă Moș Crăciun. Până Moș Crăciun tratează cu Ioana ce altceva aș mai dorea, Ioana, nu știu ce mai dorea, vreau să invit alături de mine o fetiță drăguță din grupul de colindători care vrea să ne facă un colind. Haideți, hai! Mai faceți un colind frumos! Ana Maria, Obotanii și ne ascultă când
măr de glasuri creștini, te dar doamne să vezi, tu cu scuntă noi suntem, să avem pace și lume dă, întreaga bucurie. Noi, Doamne, să ai milă, să ședem. Să ședem, Doamne, în ajun, omul rău și omul bun, în Hristos al s-o născut. Îngerii vii pe pământ, cât întreaga cu cumină, și mai Doamne, să ai milă. Să avem curat în gând, pe Hristos cel bun în mânt, să ne faci ca nevoi, tu și Doamne, luptând noi, cânt-ntreaga cu cuvină, și noi Doamne, atât de cuminte am fost că au început să mă părăsească până când și Moș Crăciun. Mai urmează să plecați voi și încep să citesc scrisori. Ai, o scrisoare. Trecit eu o scrisoare și plecăm amândoi. O scrisoare. Și ca așa. Doamna, vreau să vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru frățiorul meu. Și îmi pare rău că nu putem fi lângă dumneavoastră. Noi vă urăm sărbători fericite și vă îmbrățișăm cu drag. Ianis și Rareș. Este scrisoare scrisă de un puști în clasa întâia, este frățiorul lui Rareș. Rareș este bolnăvior acasă și nu poate fi aici la eveniment, dar avem cadouri pentru Rareș și Ianis și o să rog pe... Care mămica a zis că le duce la... mama lui... Da. Mama lui Antonia le va duce la gura cumorului. Dați-i, vă rog, cadourile pentru Rareș. Așa cum v-am spus, mulți dintre copiii asociației nu pot fi astăzi aici. Avem pe Miruna, care este la operație la Sibiu. Avem alți copilași care sunt în spital. Alții sunt acasă, dar în condiții destul de grave și nu pot fi prezenți. Moș Crăciun, cât nu te plictisești așa, vreau să-l chem pe Sebi, că ți-a scris o scrisoare și n-ai vrut să o citești. El așa spune. Moșul nu vede, mi se spar lentilele, moșul. Îți dă ochelarii lui. Îți dă ochelarii lui. Ce-aș vrea să spun, zic că eu n-am voce mai despre sistemul negativul ăsta, dar de până la 13 ani tot încerc să-i spun la Moș Crăciun cam cum stă treaba cu dorințele și în uite lucrurile de pomană. Vă spun și vouă anul ăsta, poate țineți minte. Am scris o poezie care rămâne valabilă
și să numește dacă vine țin minte moșpeșiunea sau votat și dacă nu țin bine minte, o găsiți voi într-o carte cu condiția să le cumpărați una de șase. Anul ăsta Moș Crăciun a aflat, se pare, că în România puștii scriu câte o scrisoare și apoi este citită și chiar corectată și astfel de multe ori grav modificată. Cum să crezi că toți copiii vor doar ciocolate, bombonere, acadere și câte o carte? Da, pe tocmai. Cum să crezi că vor ghetuțe, ciocolățele, brad de iarnă, beteală și alte zăcovene? Asta vreau să spun, că astea scrisoare cenzurate de părinții care se gândesc că moșul n-are bugetul prea mare să ne cumpere în dar un mic telefon, o tabletă, un laptop, ori un alt smartphone. Bă, moșul, eu crescut într-o perioadă când stăteau pentru banii 3 zile la coadă. Și așa cum Ceaușescu știa că avem de toate, așa vor să știi și tu că dorim doar sănătate. Însă acum că ai aflat din a mea scrisoare, deși pare un pamflet tratat ca atare, pune în grabă spiridușii să stea pe EMAG când Black Friday ne oferă reduceri cu drag. Asta este scrisoarea care l-a pus pe gândit, scrisă de un puș bolnav ce s-a răzvătit, că primea în fiecare an în Sfântul Ajun doar ortele și chetuțe la Moș Crăciun. A, nu, ăsta Moș Crăciun nu va mai citi, oricum n-o face. Și va pune în sacul său tot ce s-ar gândi că ar face bucurie copiilor care îl așteaptă cu colinț și cu orare. Hei, hei! A, ce să zică moș? Moș e cam bătrân. Așa-i. Când ești bătrân, nimeni nu te mai bagă sau azilul te mănâncă. Așa se face. Trebuie să-ți dea Dumnezeu sănătate, să poți ajuta toți copiii din lume și toți să fim sănătoși. Lasă tot obletele și e magul și prostii. Să fim sănătoși, să fugim. Să ne sară sânge din unghi, atunci e cea mai mare bucurie a omului. Voi cum te pui bine ia privis la moșul cum se scoate el frusc ca să nu dea o tabletă bonus de sărbători la nepotul Moș Crăciun care aici de față, așa cum știți. Ba. El v-ar cam vrea să scrie pe chestia aia că descris din mână doar mâinile. Deci moșule, bag la cap, ochii din ziua de azi nu vor numai șosețări, chiloțări, cum te-ai învățat. Tablete, laptop, cu smartphone. Frumoșor vrea de astea mai tine, dacă nu mai poate. Da, trece mai departe. Bine, Sebi, te invit la locul tău. A, nu, stai aici. Avem un cadou și pentru Sebi. Așa cum știți, și Sebi este beneficiar al asociației fondate de el. Sebi, Moș Crăciun îți dărește o carte specială. O pictură, o chestie de frumoasă. Este o carte cu icoana Maicii Domnului. Da, mai am... Mai am un ornament cu numele cărții mele de pe ea, dar asta e și mai și. Exact. Este cea mai deosebită carte pe care a găsit-o Moș Crăciun anul acesta pentru Sebi. Pentru că Sebi în toți anii își dorește o carte. Și am zis să fie o carte pe care să o citești toată viața ta. Ia-ți. Vreau să îl aplaudăm, pentru că da, Sebi face eforturi foarte mari pentru ca ceilalți copii să poată face recuperare. Săptămâna trecută, din 6 zile, o singură zi am fost acasă. În rest, am fost plecați, ală de ursa Suceava, până am fost invitați ca să vindem cărțile lui Sebi. Să putem susține copiii din Asociația Preamă de Speranță în continuare, în visul lor de a avea cândva un centru de recuperare. Vreau să vă amintesc că nu am renunțat la acest proiect și că cu ajutorul lui Dumnezeu și a oamenilor ca voi, în fiecare lună, minim 1.000 de euro pleacă pentru acest proiect. Sunt banii pe care i-aș fi dat pe chirie, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi ajutat,
ca ceva. Stevie să aibă casa terminată și să nu se însoare. Dacă se însoare, am încurcat-o. A, ceva de spus. Da, deci da. Este minunat faptul că avem un loc al nostru, chiar dacă nu este foarte încăpător, dar este al nostru și nu ne mai scoate nimeni. După nu știu câte chirii în care am tot făcut și am plecat, părinții știu. Vreau să-l invit alături de mine pe Negur Alin, unul din cei mai vechi și cei mai dragi sufletului meu, pentru că el este cel mai prezent. Alin este prezent la toate evenimentele, Alin este sufletul asociației. Hai, Alin, lângă Moș Crăciun! Vreau să vă spun că mi-a fost foarte greu la evenimentele din această lună, că nu l-am avut pe Alin cu noi, pentru că Alin a fost la București internat toată luna. Dar acum că l-avem cu noi, astăzi mi-a sătat sufletul de bucurie când am văzut că este din nou prezent la evenimentele asociației. Bine ai venit, Alin! Bine v-am găsit! Știu că tu întotdeauna îți dorești să-i spui la moșul o poezie. Îi spui și astăzi? E pe tău colită. O colindă, mulțumesc, scurtă. Hai să mai fac o colindă scurtă, care se numește Deschide ușa prestire. Deschide ușa prestire, deschide ușa prestire, reveli e loci la tine, la bun, ce-ai cu mine. Drobut șa oboșit, drobut șa oboșit, de departe au venit, la volcea-n bun, ce-ai cu mine. Noi la isla i-au fost, noi la isla i-au fost, urgeșală cu pistoț. La vulcat vol, ce-ai cu mine. Vă mulțumesc cu voi. Să vă mai fericită. Da. Astea sunt cadourile lui Alin. Cred că el a mai primit și acasă, dacă nu va mai primi oricum. Toată lumea îl iubește pe Alin și toată lumea a fost alături de el și de familia lui în această perioadă dificilă în rugăciune. Să fiți sănătos, Alin! Mama, vă rog să ajutați noastră. Și... se pregătește celălalt Alin, Bajureanu Alin! Hai, Alin! I-am lăsat mai la sfârșit, că sunt mai mari și au altă răbdare. Și Alin, a venit moșul și la tine. Ai fost cu minte? Am fost cu minte. Ai fost cu minte. Aici sunt cadourile tale. Nu mai menționez sponsorii pentru că nu au nevoie. Majoritatea sunt prieteni, au avut nădejde, încredere, au trimis cadourile, cadourile ajung direct la copilaj. Alin, vrei să spui ceva lui Moș Crăciun? Vreau să-i spun multă sănătate. Multă sănătate tuturor. Mulțumim, Alin! Am o minune mică, Elena. Gemănar. Unde e Elena mea? Elena mea dragă, Elenuca mea. Fostă beneficiară a Asociației Fiamă de Speranță, oricum nu mai are ce căuta, vă dați seama. Mergi, vorbești, toată o strună. Elena primește cadouri de la Cosmaciuc Luca, de la o altă fetiță fostă beneficiară a Asociației. Vai, ce frumos v-ați nimerit voi! Hai la mine! Pune bota jos că sunt petiții cu minți, au învățat a merge repede, nu m-am încurcat foarte mult. Vă rog să mă credeți că toți copiii care vin la recuperare le dau un termen și zic nu m-am încurcat foarte mult, că sunt mulți pe lista de așteptare. La
diploma lui mami. Mai avem o fetiță, Alessia Cerne. Alessia a fost beneficiară asociației, este și în prezent pentru că mai nou s-a mai întâmplat un incident și a mai luxat un picior și am făcut recuperare până mai acum în ajun, da? M-ați văzut-o, eu cred că poate da o probă de alergare ca să vă dovedească ce bun terapeut sunt. Moșule, știi că sunt un bun terapeut, da? Lasă tot, că sunt de mine. Am fost rea. Chiar e foarte cu minte, are numai 90 la școală, moșule, vorbești prostii. Alessia primește cadouri de la doamna Crăiuță Adriana, haideți alături de noi, de la Ana. Aici este un cadou primit la asociație cu toi lipsiți, dar copiii au venit și s-au auzit. Acei copii de care vă spuneam cum mă întreabă, dar copilul meu a primit cadou, doamna, vreau o poză. O să-l trimitem, da? Și aici este un cadou, tot de la o fetiță, cred că de la mama sau de la școala din Paltinu. O să citesc doar mesajul. Bună, Alessia, mă numesc Ana Maria și am ales să-ți dăruiesc un mic cadou. Încă nu te cunosc personal, dar sunt convinsă că ești o fetiță minunată și puternică. Te pup și sper să-ți placă cadoul. O să-mi placă. Da. Din suflet pentru suflete sunt aceste cadouri și sunt așa de emoționată când vin de la copii pentru copii. Mulțumim! Mai avem pentru Ana Maria Hop, care nu este, mai avem pentru Cerne Alesia, pentru Nița Alesia, care nu este. Mai avem niște frățiori surioare pe aici. Moș Crăciun, pregătiți cadouri. Aliniați-vă la mine toți copiii din sală care nu ați primit cadou. Hai! Ăla al meu. Ăsta? Tu ești o fetiță cu minte, mi-a zis mie moșul să-ți dau acest cadou. Dacă mergi până la el, să faci o poză. Mergi? Așa. Hai să mai dăm cadouri, frățiori, surioare, copilași. Hei, Teo e cel mai cuminte copil, știați? Uite aici avem un băiețel care n-a primit cadou. Moșule! Șesan Tudorel! Avem, dați-mi de astea, că le primești acasă. Tudor și Vlad sunt doi frățiori. Hai lângă moșul, dragul meu! Care vor primi cadouri la casă pentru că nu au confirmat prezența la eveniment. Și la copiii care nu au confirmat, noi am trimis deja spiridușii acasă, așa cum ar fi normal, dar fiindcă au venit aici, moșul mai lasă fără cadouri. Mai vreau copii, mai sunt copii care n-au primit cadou astăzi de la moșul, din public, din sală. Toată lumea, aaa, uite aici, pe cine, prietenul meu, prietenul meu n-a primit cadouri, hai, ia să risc cadouri la prietenul meu. Hai, din toate. La surioara ta unde e? Acasă. Hai să-i trimitem și ei. Deci la moșul să faci o poză? Mihăiță! Mihăiță! Hai până la moșu să facem o poză!
Mihăiță asemeni, noi nu am știut că ajunge la eveniment, că e foarte mic și nu am avut confirmare, dar este, cred că, un cadou, pentru că Moș Crăciun întotdeauna este atent. Și iată, doamna Șalvar Valentina s-a pregătit un dar pentru Mihăiță. Și frățiorul Mihăiță, hai și frățiorul lângă noi. Mulțumim! Sunt în sală, mai există copii care n-au primit... Acolo două fetițe, n-au primit cadouri! Hai la mine, hai la moșul! Hai! Acolo în spate mai văd copii care n-au primit cadouri. Haideți și voi la moșu, haideți să terminăm cadourile. Hai, colindătorii, ați primit câte un cadou, mai primiți unul. Vrei să-mi cadantină? Treceți lângă moșu să facem o fotografie de grup, da? Hai! Am întrebat până acum de multe, multe ori dacă mai sunt copii. Mai sunt copii în sală care n-au primit cadouri? Moș Crăciun a fost foarte darnic. Așa cum v-am spus, Asociația Dreptul Basarabiei a trimis bomboane din Ucraina. Secea Alba Laxerele ne-a trimis produse sănătoase, ciocolățele Nesquik, prăjiturele. Și pachete de dulciuri cu Moș Crăciun, căciulițe de la doamna Solomon din Italia. Este cel mai mic și mai iubit. Vreau să-l aduceți alături de mine și pe Alexandru, nepoțelul meu cel mic, și pe Teo. Teodor și Alexandru, împreună cu mămica lor, cu nora mea, Mihaela, sunt, cred că, cei mai activi la momentul de față din voluntariat. Pentru că casa lor este lângă clinică și am nevoie de ce ai Mihaela în față. Am nevoie de ajutor, Mihaela, vine. Am nevoie de ceva, Teo este la mine. Teo, hai la mine! Vă rog să aplaudați! Au aduc pe noră lângă mine. Anul acesta am fost binecuvântată cu Alexandru, anul trecut cu Teodor și cu Mihaela. Ei sunt familia mea, alături de ceilalți de acasă, care n-au putut fi prezenți. Și în fața dumneavoastră ne închinăm că ne sunteți alături și că putem aduce bucuria sărbătorilor în sufletele acestor copii deosebiți. Vreau să invit alături de mine și celelalte voluntare prezente, Alexa, Maela, Denisa, Andrei, tu ești fotograful, nu poți lipsi. Mai avem voluntare? Nu mai avem, sunt acasă sau... Nu, vă zic eu, voluntarii din online acum fac licitații. Dragii mei, când vedeți că vă stresează cu acele apuri, cu acele... Haide, licitați, ajutați! Nu dați ignor, că acolo e nevoie de ajutor, e nevoie de mulți ca noi să facem asta. Alexa, poți să spui ceva? Ce să zic, îmi doresc să ne fiți alături. Noi suntem cei din spate de pe grupul Licitează Speranța Copiilor cu Disabilități și îmi doresc să rămâneți aproape de noi ca să putem ajuta mai departe. Vă mulțumesc încă o dată. Și vă doresc tuturor sărbători binecuvântate, bucurie în casele voastre și vă doresc să aveți parte de zile minunate alături de copiii dumneavoastră și de familiile dumneavoastră. Anul acesta eu
Crăciunița, dacă nu mă credeți, vă dau buletinul să vedeți că așa mă cheamă pe bune. Și cu Moș Crăciun, vă dorim multă sănătate și să ne vedem cu bine la anul în decembrie, în ultima duminică dinainte de Crăciun. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Doamne ajută! Dragine! Moș Crăciun, te pui bine cu mine! Mulțumesc, dragilor, sunteți minunați! Acum, vă invit pe toți să mai rămâneți, să serviți o felie de pizza, să vorbiți cu părinții, cu copilașii, să-i cunoașteți cum doriți dumneavoastră mai bine, încă puteți să mai schimbați impresii și păreri. Vă rog să serviți pe mese, pentru că am pregătit pentru toată lumea, numai că așa a fost organizată sala și n-am mai avut timp să mă întind cu multe mese, cum mi-ar fi plăcut să fie, să stăm toți la masă. La anul poate avea mai mulți voluntari și o să reușesc și asta. Vă mulțumesc și mă înclin cu respect că ați fost alături de noi. Da.